Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Din 1263, aici trece la colega, mă rog. Am vorbit cu ei, nu ia să nu mai luat pe da, fiecare alegeri. Am venit și astăzi la vot pentru că avem proiecte frumoase de continuat în municipiul Roman. Avem o echipă alături de domnul primar Leonardo Achiriloae cu care suntem convinși că în următorii 4 ani vom aduce proiecte importante, vom aduce fonduri importante pentru dezvoltarea municipiului Roman. Dezvoltăm Romanul, dezvoltăm Neamțul, dezvoltăm Moldova. Dezvoltăm România. Este gândul nostru de temelie în aceste zile de alegeri. Sunt ultimele alegeri dintr-un ciclu, în 2 ani, 4 rânduri de alegeri și vom intra de aici încolo într-o perioadă de 4 ani fără alegeri în care trebuie să ne axăm pe construcție, pe muncă, pe dezvoltare. Suntem determinați să facem acest lucru. Îi felicităm pe romașcani că dau dovadă de simț civic. Sunt responsabili și iată, avem o prezență până această oră bună la vot. Și suntem convinși că împreună, determinați, implicați, dinamici, vom face lucruri bune pentru orașul nostru drag, pentru zona Roma metropolitan, pentru Neamț și pentru Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu cu sănătate, cu bucurie, cu succes și cu multe rezultate frumoase în accepțiunea concitadinilor noștri. Doamne ajută! Da, și acum fac de fiecare dată și astăzi particip la vot. Am venit astăzi cu gândul bun, cu suflet bun pentru dezvoltarea romanului, votând pentru bunăstarea romanului și a romașcanilor. Sunt convins că astăzi decizia noastră va fi una pentru dezvoltare, în folosul și pe drumul dezvoltării. Am votat astăzi pentru oameni puternici, pentru oameni care au rezonanță la București, pentru oameni care pot și au demonstrat că pot face lucruri pentru orașul nostru. Am convingerea că împreună romașcanii astăzi vor ieși la vot și conștiința lor îi va face să decidă cum e mai bine pentru viitorul lor, iar împreună vom merge așa cum am stabilit pe un drum al dezvoltării și să fie mai mult și mai bine pentru fiecare dintre noi. Le mulțumesc și sunt convins că astăzi vor fi într-un număr cât mai mare la vot pentru a decide care este viitorul. Bună ziua! Bună ziua, Truna! Nu am
Bună ziua! În primul rând aș vrea să transmit un mesaj de la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Nicolae, Nicoleta, să aibă numai sănătate, bucurii, fericire, tot ce-ți doresc, un an mai bun la anul. Aș vrea, în al doilea rând, să mulțumesc tuturor nemțenilor, tuturor romașcanilor pentru deschiderea care au arătat-o în această campanie, pentru lucrurile cu care au venit la mine, ceea ce, și problemele care le-au ridicat, ceea ce mi-a permis să îmi fac și un portofoliu de proiecte pentru nemțeni. Îmi doresc ca prin votul nemțenilor să transform aceste proiecte ale lor în legi, în Parlamentul României. Astăzi sper ca acest vot să fie un vot pentru români și pentru România, pentru ieșirea din criză, pentru depășirea acestor vremuri tulburi, mai ales că se face într-o zi sfântă, o zi a Sfântului Nicolae. Mulțumesc tuturor romașcanilor, mulțumesc tuturor nemțenilor, Doamne ajută să auzim numai de bine!